Astăzi o să fie foarte interesant. Și când mergi, ok, deci ai febră, nu? O să avem grijă de asta, da? Vedem cum funcționează astăzi antrenamentul pentru tine. Bun, ce avem de făcut astăzi la antrenament? O să avem un antrenament destul de lung încă o dată cu rowing, single unders, ab med sit-ups, după care vom avea și wall ball shots, după care vom avea și partea de strict pull-ups, strict chest to bar pull-ups, iarăși vom avea de făcut single unders sau double unders, vom avea de făcut dumbbell shoulder press, pike handstand push-ups sau handstand push-ups, dar stricte, grijă mare. După ce terminăm partea de pike handstand push-ups sau strict handstand push-ups, venim înapoi, mai facem niște calorii pe rower și am terminat. Cei care pot face double unders, o să vă rog frumos ca în prima rundă să vă încălziți destul de ușor și să începeți și voi cu single unders. Vreau să nu ne accidentăm. Hai să vedem. Ne pregătim în 3, 2, 1, 30 de secunde, sărim coarda ușor, ușor cu toții. Hello everybody and welcome back. Today I trained with the class, it was a great workout and we did it in partners, teams of two. This was a pretty long workout with a lot of different movements, so we needed to pace our energy. We made the teams based on our levels and the coach also presented the scaling options for the WOD. M-a interesat mai mult de data asta, să fim cam la același nivel și să putem să lucrăm la aceeași culoare. I partnered with Ovidiu and now we started the WOD prep and small intro for the movements. Hai să vedem. 3 minute, așa, încearcă să stai cu toată talpa pe sol, du bazinul în spate, foarte bine. Încearcă să apropii picioarele, să ții unul lângă celălalt picior. Așa, super, asta e. Bun, dacă am terminat 8 repetări, facem schimb cu partenerul nostru. La flotare, dar e ok, da? Ok, ok. Vezi dacă la wall ball shot o să simți ceva. Și în loc de pike handstand push-ups, mai degrabă faci dumbbell shoulder press. Okay. Ca să nu punem multă presiune pe două gantere de 5, ceva light. Okay. Da? Ca să nu fie... Da, să forțezi, da? Super. The order of the movements is presented and the coach is doing the demo for each of them. And scaling options. Și mergem către abdomene. Încerc să inspir când cobor. Dau aerul afară când revin. Am terminat și partea de ab med sit-ups. După ab med sit-ups, iarăși am de făcut sărituri simple de coardă. Am terminat săriturile simple de coardă sau duble. Mă duc mai departe către perete. La perete vreau să facem wall ball shots. Iau un braț distanță față de perete. Mingea mea stă la fel cum a stat și la partea de squats. Cobor în genuflexiune completă, fetele până la linia roșie, băieții deasupra linii roșii. Așteptați mingea să vină în brațe, o aduceți la piept, cobor în genuflexiune. Ce nu aș vrea să văd în schimb este că ajungeți cu mingea în genuflexiune și vă plecați în față și după aia aruncați din nou. Trecem un pic prin fiecare element. Un partener lucrează, celălalt partener face pauză. Acum că suntem cu toții pregătiți, în 10 secunde am pornit. Distracție faină, o să fie un antrenament un pic mai lung. Dozați-vă energia în așa fel încât să puteți și prima rundă și ultima rundă să o mențineți la fel. We started on the eco bike with 10 calories each and kept the pacing over 700 kilowatts. We moved pretty quick through the calls and the partner switch on the bike. Then we did the single unders and double unders in two sets of 50 of Ovidiu and 25 for me. Further to the sit-ups, we did 20 each, two sets. Then again, single under, double unders, we split them evenly. Wall ball shots were next and decided to do 10 each and to save some time, quickly switch so the ball would not touch the floor. După care facem tracțiuni. Yeah! Yeah! If you haven't seen the video in which I explained the scaling for pull-ups and how to progress at them, you can check it out here. In the strict pull-ups, we started with 3, then 2 reps, then we continued with 1. Ovidiu did chin-ups and I did pull-ups. Faceți una una. Câte una? Câte una și să nu stați. Hai,
plafon, vine un pic jos, du bazinul un pic mai în spate, bazinul mai. Bravo, 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 hai! Au trecut 15 minute! Then the last round of double unders, then the pike handstand push-ups. Vino mai sus, Gabi, și tu! Așa! Where I needed some correction from the coach. And in the end, the last round of calories. These last ones were horrible. I managed to only keep the pacing at over 450 kilowatts. My energy level was pretty low. And we finished in 22 minutes and 5 seconds. Nici de la aia, măcar! Încă 3! Hai, tare! Încă 2! Hai, nu te opri, nu te opri! Bun! Pauză! Bravo! Bună treabă! Bun, haideți să ne întindem un pic. That was it for today. I hope you liked this workout and appreciate the team effort and support. Kindly subscribe to my channel if you didn't do it already and hit the notification button so you won't miss a thing. Everybody, thank you for watching and see you next time. And until next time, keep on being active. That's a wrap for today. 3, 2, 1!